Bună ziua, vă propun să începem. Un pic mai jos și microfonul, așa. Să-mi dați mapa, vă rog. Domnul ministru, suntem pregătiți cu ordonanța de urgență privind schema de stat pentru companiile mari? Domn premier, să vă prezentăm în primă citire schema în memorandum în ședință de guvern și la ședința următoare va trebui să o și aprobăm. Vă voi prezenta detaliile principale astăzi. Adică? Ce am discutat? Un plafon maxim de 8 miliarde de lei în această schemă. Se vor califica companii care au o cifră de afaceri mai mare de 20 de milioane de euro și sistemul va fi de garantare până la 80% din credite, tot pe o perioadă de 6 ani, dar cu subvenția dobânzii nu mai mult de 50%. Schema, de bineînțeles, 50%. Corect. Schema a fost notificată Comisia Europeană prin Consiliul Concurenței și detaliile schemei le vom negocia, le vom face exact cu Comisia Europeană, așa cum a făcut și la IMM Invest. E un produs așteptat și creditele pentru capital de lucru și pentru investiții pe același mecanism ca la IMM Corect. Invest? Corect, da. Bine. După cum știți, în hotărârea Parlamentului de adoptare a stării de alertă, ne-a complicat existența Parlamentului și distribuirea de măști către persoanele vulnerabile, care inițial trebuia făcută după mecanismul pe care îl gândisem prin Ministerul Muncii și cu susținerea poștei, a fost complicat, a fost mandatat guvernul prin Ministerul Sănătății. Domnul ministru Tătaru, suntem pregătiți cu proiectul de act normativ? Da, îl avem. Vreau să vă rog să trecem pe lista suplimentară. Ordonanța de urgență a Guvernului privind acordarea de către Ministerul Sănătății prin Direcțiile de Sănătate Publică Județene și a Municipiului București autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrative teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020. Cu 150 de milioane, așa cum ne-am înțeles, da? Da, 150 milioane. Deci asta la o mască care e până în 2 lei, la un număr de beneficiari de aproximativ 1.100.000, nu? Cam asta e estima. Beneficiarii diferitelor forme de sprijin ale, în baza legii venitului minim garantat și beneficiarii alocației de sprijin, nu? Aici a trebuit Ministerul Muncii să se uite cu mare atenție, să nu omitem vreo categorie de la distribuirea acestor măști. Sigur că ne-au complicat existența. Acum trebuie să așteptăm de la administrațiile locale. Mecanismul cum administrațiile locale transmit către direcțiile de sănătate publică numărul de beneficiari pe fiecare localitate, centralizați informațiile și în funcție de asta știți exact ce cantitate de măști vom achiziționa. Da, iar noi, pe urmă, distribuim prin DSP-uri către autoritățile locale. Am înțeles. Trebuie operaționalizat în viteză maximă și aici trebuie termene scurte și pentru autoritățile locale să ne transmită lista beneficiarilor, DSP-urile să nu stea, trebuie să ne transmită imediat. Achiziția trebuie derulată, sigur, în conformitate cu prevederile din legea 55 care ne permit o procedură rapidă de achiziție. Aici achiziția trebuie făcută transparent, să nu există niciun fel de discuție privitoare la prețul cel mai mic și după aceea trebuie rapid asigurată distribuția măștilor, să ajungă cât mai repede la persoanele vulnerabile. Doamnă vicepremier, știți că trebuie prezentat un raport Parlamentului privitor la starea de urgență și aici ministerele și autoritățile implicate ar trebui să prezinte
practic activitatea derulată în perioada stării de urgență. V-aș ruga să coordonați acest proces. Da, domnule prim-ministru, este necesar să concretizăm toate acțiunile instituționale într-un raport privind starea de urgență. Dacă plecăm cu o analiză comparativă între România și alte țări care au intrat odată cu noi în această criză sanitară mondială, putem vedea că evoluția României a fost una net superioară. Acest lucru este datorat unui efort comun între autoritățile publice, societate civilă, companii și un respect deosebit din partea oamenilor față de măsurile adoptate de guvern privind distanțarea socială și regulile sanitare. Și de aceea vom finaliza, sperăm noi, până la finalul săptămânii viitoare, acest raport care va fi direcționat pe trei mari paliere, și anume ordonanțele de urgență ale guvernului, ordonanțele militare, măsurile specifice ale ministerelor și toate acestea într-un context deosebit de dificil, nu doar internațional, ci și intern. Să nu uităm că am avut stocuri zero, parlament ostil, instituții slăbite, deprofesionalizate și insuficient populate cu oameni profesioniști, și lucrurile acestea se vor reflecta foarte bine în analiza pe care o vom face. Vă mulțumesc, doamnă viceprim-ministru. Oh, Belina! Am o veste bună să vă dau. După o lungă perioadă în care insula Belina și brațul Pavel au rătăcit prin mâinile prietenilor din Teleorman ai PSD-ului și ai lui Dragnea, astăzi insula Belina va reveni în administrarea statului. Astăzi se semnează procesul verbal de preluare de către apele române a insulei Belina și a brațului Pavel. Iar preluarea, de-aia și a apărut o întârziere față de planul pe care l-am avut, se va face fără contractele pe care le încheiase Consiliul Județean, adică beneficiarul, știți foarte bine, Teldrum. Și practic preluarea va fi curată, sigur după aia trebuie văzut tot ce s-a construit în mod ilegal în insula Belina, și trebuie dispuse toate măsurile necesare. Aici Ministerul Mediului va trebui să vină cu o hotărâre de guvern în care să reglementăm toate aspectele legate de modul de administrare a insulei Belina și a brațului Pavel. Domnul secretar de stat? Am înțeles, domnule prim-ministru, vom veni... Așteptăm hotărârea de guvern cu celeritate, astfel încât să încheiem acest episod trist prin care baronii roșii au încercat să transforme în moșie proprie practic proprietăți ale statului român. Domnul ministru Ciucă, contractul cu IAR de modernizare a Șoim. Domnule prim-ministru, așa cum ne-am angajat atunci când am fost împreună în vizită la IAR Craiova, am finalizat tot ceea ce a însemnat documentația tehnică pentru a putea să începem procedura de achiziție a modernizării avioanelor IAR 99 și de upgradare a avioanelor Șoim. Și în felul acesta așteptăm uzina de la Craiova să vină cu propunerea tehnică și financiară. Sperăm ca într-o lună de zile să încheiem contractul. Asta înseamnă prima parte 60 de milioane. Care e alocarea financiară?
are alocare financiară, prima etapă 60 de milioane de euro, a doua etapă aproximativ 40 de milioane de euro, ca atare uzina de la Creva are toate șansele să reintre în partea aceasta de relevanță a industriei de apărare românești. Vă mulțumesc, domnul ministru, și convins că celelalte proiecte de revitalizare a industriei de apărare vor continua. Domnule prim-ministru, astăzi am avut o întâlnire cu liderii de sindicat din industria de apărare. Am discutat cu dumnealor toate aceste aspecte, atât problemele dumnealor, cât și nevoile și cerințele noastre. Dar cred că tot ceea ce am discutat cu domnul ministru al economiei, Virgil Popescu, s-a realizat până în momentul de față și putem să mergem mai departe cu speranță că industria de apărare din România se va reabilita. De asemenea, am solicitarea să perfecționăm mecanismul de offset, astfel încât să beneficiem de transfer tehnologic și de realizarea de capacități industriale la fiecare achiziție pe care o facem. Exact, toate aceste decizii ale noastre se vor concretiza în activitățile și acțiunile de achiziții pe care le vom iniția în perioada următoare. Mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumesc. Mai aveam un obiectiv care era stabilit, respectiv distribuția ajutorului alimentar în cadrul POAD, domnul ministru Boloș. Da, este vorba de un număr de 1.188.000 de beneficiari care așteaptă această măsură și venim astăzi cu un proiect de ordonanță de urgență care reglementează sistemul de distribuție a acestor pachete alimentare. Pe lângă aceasta, de asemenea, avem trusele de igienă corporală care vor ajunge la, în general, la persoanele care au venituri și se află în risc de sărăcie și este de asemenea un proiect de act normativ așteptat de industria alimentară, fiindcă discutăm de un pachet care conține... Ce valoare are alocarea de fonduri europene? 225 de milioane de euro și vă dau câteva exemple. Pentru făină albă sprijinim industria panificații din domeniul cu 35.000 de tone de făină albă care ar urma să fie cumpărată din piață și să ajungă în pachetele alimentare. Sau alt exemplu pe ceea ce înseamnă făina de mălai, 28.000 de tone. Deci e un proiect pe care îl așteaptă industria alimentară și deopotrivă procedura de licitație a fost încheiată, contractele sunt încheiate, cu data de 4 iunie începe distribuția pachetului de igienă corporală și începând cu data de 15 iunie începe distribuția pachetelor alimentare. Cred că e un moment bun pentru da. Distribuția acestor pachete care vor ajunge și la începem cu județele aflați în situații defavorabile. Și da, și începem cu județele care au fost afectate de criza coronavirusului. Încercăm să ajungem cât mai repede cu aceste ajutoare la județele care sunt cele mai afectate de problemele actuale din domeniul sănătății publice. Mulțumesc, domnul ministru. Mulțumesc de asemenea mass media.